Primăria Suceava anunță că au demarat pregătirile pentru încălzirea locuințelor racordate la sistemul centralizat de încălzire. Aceasta deoarece, potrivit prognozelor meteorologice, urmează o perioadă cu temperaturi scăzute, atât pe timpul nopții, cât și pe timpul zilei. Potrivit legii în vigoare, perioada de încălzire a locuințelor demarează la 15 octombrie, însă în condițiile în care timp de 3 zile consecutiv la ora 6 dimineața medie temperaturilor coboară sub 10 grade Celsius, căldura poate fi furnizată și înainte de această dată. Ne preocupă să dăm căldură în oraș, am văzut că tot anunță un val de ger polar în România. Am avut discuții și la această dimineață cu domnul Vasile Ilie, directorul general de acolo. Sunt pregătiți, au umplu acum conductele, deci în măsura în care vom fi nevoiți să dăm căldură în oraș, vom da căldură. Sigur, la fel ca și anul trecut, deși deocamdată nu-i dat ordonanța de urgență, anul trecut a fost dată această ordonanță de urgență pe data de 6 octombrie, intenționăm să dăm un credit de 10 milioane de lei, la fel pentru a achiziționa combustibil la societatea de termoficare la bioenergie. Am făcut foarte bine anul trecut, pentru că cu banii care i-am dat au achiziționat biomasă, resturi de lemn și toată iarna trecută nu au mers pe gaz metan, au mers mai pe cazane pe biomasă și și-au mai reglat din costuri. În condiții în care nu mai rămân la început, știm că nu se decontează certificatul divers. Intenționăm să facem și acest an acest lucru, sper să se întâmple ceva, nu știu cum să mă rog cu, spuneți, cu moțiunea asta de cenzură, că dacă cade guvernul, cred că nici până la Crăciun nu mai găsim, cărările pe acolo, până să numesc alți miniștri, alți secretari de stat, da, nu știu dacă să mă bucur sau să nu mă bucur, da.